dimineață nefericită pentru o femeie din Târgu Jiu. Aceasta a fost lovită de o mașină chiar pe trecerea de pietoni. La volanul autoturismului se afla o tânără de 27 de ani din Tismana. Accidentul s-a petrecut pe raza comunei Runcu, în satul Răchiți, pe drumul național. Tânăra șoferiță venea dinspre Tismana și se grăbea către Târgu Jiu, însă la intersecția cu Răchiți nu a observat nici trecerea de pietoni și nici femeia în vârstă de 44 de ani care traversa regulamentar. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje, iar victima accidentului a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferița neatentă a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Din cercetările efectuate de polițiști a ieșit faptul că o tânără de 27 de ani din orașul Tismana, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 67D din direcția orașului Tismana către municipiul Târgu Jiu, la trecerea de pietoni marcată și semnalizată corespunzător din zona intersecției cu satul Răchiți din comuna Runcu, nu ar fi acordat prioritate de trecere și ar fi acroșat o femeie de 44 de ani din municipiul Târgu Jiu. În urma impactului a rezultat rănirea femeii de 44 de ani, aceasta fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Oamenii legii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.